În Europa, în peninsula balcanică, în Italia, Spania și în partea central-estică a continentului, valul de căldură extremă va persista. Va fi o zi caniculară cu temperaturi ce vor ajunge până la 38-40 de grade. Vremea se va încălzi și în restul Europei, însă în nord și nord-vest valorile termice se vor menține modeste pentru mijlocul lunii iulie. În nordul continentului cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse, iar în arhipelagul britanic, Franța, Belgia, țările de jos, Elveția, vestul Germaniei, precum și în țările central-estice, vor fi înnorări temporar accentuate și local ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. La noi în țară va fi sufocant de cald, urmează încă o noapte tropicală cu temperaturi de până la 27 de grade pe litoral și în dealurile de vest. Nici mâine nu scăpăm de temperaturile ridicate. Săptămâna începe cu alertă de cod roșu pentru cea mai mare parte a țării. Vor fi maxime de 41 și 42 de grade. Ei bine, un disconfort termic deosebit de accentuat. De marți sunt așteptate ploi de vară, însoțite de tunete și fulgere prin Cluj, Baia Mare, Iași, Oradea și Sibiu. În capitală, arșița este în continuare insuportabilă. Mâine vor fi 42 de grade, atenție la umbră. La soare pot fi resimțite cu până la 10 grade mai mult, depinde de locul în care vă aflați. Temperaturile rămân la fel de ridicate și mâine, dar și poimâine. Pe litoral, vremea se va menține călduroasă, ba chiar caniculară în orele amiezii. Temperaturile ajung până la 38 de grade în Năvodari, așadar un disconfort termic accentuat. Vântul se va simți foarte puțin după amiaza. Apa mării va avea undeva la 27 de grade. În Timișoara va fi la fel de cald ca în București. Mâine și marți sunt așteptate 40 de grade, iar miercuri vremea scade cu un grad și sunt posibile ploi însoțite de tunete și fulgere. În Iași este caniculă. Începutul săptămânii aduce 40 de grade. Miercuri sunt posibile ploi și descărcări electrice. Clujul respiră un pic mai bine. Mâine vor fi 37 de grade. Marți și miercuri sunt așteptate ploi însoțite de tunete și fulgere. Și în Republica Moldova este foarte cald. 38 de grade vor fi mâine la Bălți și 37 în Cahul.